Dragi ceveni, vă doresc să vă petreceți marea sărbătoare a Învierii Domnului alături de cei dragi, alături de familie, de prieteni. În aceste momente este bine să ne gândim la cei din lângă noi care sunt în suferință, care au necazuri, care au nevoi. Fie ca Sfânta Lumină a Învierii Domnului să vă aducă liniște și pace sufletească în sufletul dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, să reînvie speranța, cel mai înălzător lucru al sărbătorilor pascale. Hristos a înviat!